Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în Fotoliul cu Ghimpi. Sunt Adrian Simon, iată-ne în studioul Capital TV, unde astăzi am invitat alți doi domni care mai mult sau mai puțin, de fapt cred că mai mult, răspund de bunul mers al lucrurilor într-un municipiu din țara noastră. E vorba de municipiul Oreștie. Îl avem ca invitat pe primarul municipiului, domnul Ovidiu Laurențiu Bălan. Bună ziua, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Așa, și domnul Alin Adam Țambă, dacă am reținut eu bine. Bună ziua, bun venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Salut pe telespectatorii noștri! Câți ani aveți, domnul viceprimar? 31. Mulți înainte, aș fi zis că aveți mai puțin. Da, arăt bine. Zice dumneavoastră sau... S-au primit complimente de la fete? De la soție. De la soție, sunteți căsătorit. Da, am înțeles. Vreau să fie emisiunea degajată, dar în același timp ghimpoasă, pentru că rolul meu aici nu este să vă chem să vă laud, rolul meu aici este să vă chem să vă bag de vină, cum zice Ardeleanu. Hai să vedem ce o să băgăm de vină în emisiunea asta. Și dacă o fi ceva de apreciat, vom aprecia cu siguranță, pentru că nu suntem nici absurzi în emisiunea asta. Domnule primar, cu dumneavoastră încep, că sunteți vioara întâi, nu? În primărie. Invitații mei poartă mască pentru că sunt unul lângă celălalt și pentru că respectăm normele. Eu stau ceva mai departe de ei, așa că nu sunt nevoit să fac acest lucru și pentru asta sunt foarte fericit. Sunteți la final de mandat, la Oreștie, la finalul altui mandat, al câtelea este? Al doilea mandat ca primar și un mandat de viceprimar. Ăla nu se pune, ci că ăla a fost antrenament, nu? Așa, deci la al doilea mandat ca primar. Cum ați putea face o analiză, nu a amândurora, ci a ultimului mandat? Eu cred că a fost un mandat bun. Vreau să le mulțumesc celor care au avut încredere la începutul mandatului în mine și ne-au acordat votul. Am avut o echipă cu care am lucrat, un consiliu local care a fost majoritar de partea primarului, a susținut toate proiectele și cred că s-a și văzut în acest mandat că s-au realizat foarte multe lucruri. Eu, din punctul meu de vedere, sunt mulțumit și tocmai de aceea am decis împreună cu colegii să continuăm, să mergem împreună cu viceprimarul, formăm din nou o echipă, ne prezentăm în fața alegătorilor, în fața oamenilor din Oreștie și încercăm să obținem din nou voturile. Eu sper atât voturile pentru primar, cât și pentru Consiliul Local. Și vreau să fac o paranteză, nu se poate să conduci un municipiu sau un oraș fără să ai o majoritate în Consiliul Local. Asta este una dintre condițiile, le văd eu, și aici ar trebui modificată legea electorală, astfel încât primarul, pe proiectele, pe mandatul lui, să poată să-și le ducă la îndeplinire. Deja vine primarul cu o serie de proiecte, spune, o să fac proiectele astea, dacă Consiliul este de altă parte și va băga bețe în roată. Păi și cum se modifică legea electorală? Cum deci legea electorală ar trebui modificată cum este în Franța, cum este în Olanda, adică partidul care câștigă sau primarul care câștigă în Franța, așa este, primarul care câștigă are automat majoritate în Consiliul Local, ca să poată implementa proiectele pentru care... De unde majoritate? Că atunci nu se mai merge pe listă sau cum? Că nu înțeleg. Ba da, se merge pe listă, dar primarul are majoritate. Adică își bagă el câți consilieri vrea sau cum? Da, o majoritate simplă în Consiliul Local. Adică dacă câți consilieri aveți la 19 consilieri locali. 19, deci 19 împărțit la 2 ar fi... 10 consilieri sunt... 10 consilieri minim ar trebui pentru majoritate, dar la jumătate plus 1. Da. Și atunci, dacă Bălan, Ovidiu Bălan ar câștiga alegerile, el ar trebui... să intre automat cu o listă de cu primii 10 de pe listă, nu? Da, în momentul de față sunt din partidul din care fac parte, sunt 13 consilieri, lucru care ne-a asigurat o majoritate confortabilă pe tot parcursul mandatului și am putut să implementăm proiectele. Nu au fost probleme. Sper ca și pe următorul mandat, cetățenii din Oreștie să ne acordă votul atât mie cât și consilierilor, astfel încât să
putem să ne ducem la îndeplinire obiectivele. Păi și dacă aveți majoritate, de ce ați schimbat? De ce se schimba? Deci că până la urmă asta e, pentru alți colegi. Pentru alți colegi. În cazul acesta ar trebui ca toți primarii să aibă majoritate să poată să-și ducă proiectele. Vedeți, în campaniile electorale, fiecare primar vine cu o listă de priorități, ce își propune pentru comunitatea respectivă. Dacă vine. Dacă nu vine, n-are ce să caute. Mai sunt mulți care vin, așa. Mă rog, asta e altă poveste. Nu cred că intrăm în amănuntele acestea. Dacă vreți, intrăm, nu e nicio problemă, dar nu e cazul. Eu știu din urmă cu 4 ani ce voi face peste 6 ani. Pe bune? Sunt proiecte care am știut de la început că vor dura foarte mult implementarea lor și știm că acele proiecte și peste 2 ani, fie că vreau, fie că nu vreau, trebuie să le duc la îndeplinire. Păi da, că e birocrația mare în România, nu? Birocrația, iar fondurile europene, fondurile acestea structurale, impun anumite reguli, anumite condiții, impuse nu de către noi, de Comisia Europeană, de Autoritatea de Management, în speță Ministerul Dezvoltării, care au impus aceste reguli și noi trebuie să mergem, să ne canalizăm pe ele, nu putem face niciun pas nici la stânga, nici la dreapta. Am înțeles. Aveți un viceprimar tânăr? Îl aveți de la începutul mandatului? Da, un viceprimar tânăr. Da, am decis împreună cu colegii să-i acordăm șanse, vom merge împreună în echipă și sperăm să câștigăm din nou rezultatele noastre din ultimul mandat. Cred că ne fac îndreptățiți să mergem mai departe. Până la rezultatele noastre, nu vreau să-l ținem pe domnul viceprimar ca o păpușică aici sau ca un obiect de decor. Mai am o întrebare pentru noastră, după care mă duc și la domnia sa. Știu că atunci când se alege viceprimarul se fac negocieri între partide și așa mai departe. La dumneavoastră probabil că n-a fost cazul pentru că ați avut majoritatea și dacă v-ați înțeles acolo între consilierii locali care cum, lucrurile au fost destul de simple. O singură chestie vreau să vă întreb. Ce l-a recomandat din punctul de dumneavoastră de vedere ca primar pe tânărul Țambă, zic bine, Alin Adam pentru funcția de viceprimar? În primul rând, faptul că și-a dorit acest lucru, faptul că a fost de la primul mandat alături de mine, mandat de primar, a fost alături de mine, era foarte tânăr pe vremea respectivă, la vremea respectivă și a fost alături de mine, am făcut campanii împreună, am mers împreună, este un om loial, pot să spun, un om care a câștigat și foarte mult în experiență în anii aceștia, un om care poate oricând să facă față în orice funcție de administrație publică, pentru că cel mai important lucru este să aduci lângă tine și oameni care poți să-i crești la un moment dat, să învețe administrație publică și să fie pregătiți față de cerințele unui funcționar sau unui administrator într-o astfel de funcție. Adică ce încercați dumneavoastră să-mi spuneți acum, că atunci când nu veți mai candidat, dumneavoastră îl pregătiți pe domnul Alin pentru o posibilă candidatură? Asta nu pot să spun eu. Dar asta am dedus eu. Nu, să puteți deduce, asta nu pot eu să spun acum. Este un om care are potențial și poate să facă acest lucru. Dacă dumneavoastră n-ați mai candidat, îl vedeți pe domnul Țambă luându-vă locul? Eu personal îl văd. Eu pot să-l văd pe domnul Țambă și la Consiliul Județean. Ca un vicepreședinte al Consiliului Județean, cred că are experiența ca să poată face față și unei asemenea funcții. Cum e primăria Orăștie, domnule viceprimar? Cum e la primărie? Greu. De ce? Foarte multă. Păi dacă e greu, mergeți acasă. De ce mergeți la primărie? Mergeți acasă. Pentru că îmi plac provocările. Aha. Îmi plac provocările. Și să știți că atunci când este greu, ești mult mai mobilizat și faci treabă mult mai multă și mult mai bună decât atunci când este ușor și poate să facă toată lumea. Și care e provocarea noastră, cea mai mare? Sau care a fost, că se apropie finalul mandatului? Păi viceprimarul este mâna dreaptă a primarului. Provocarea mea cea mai mare a fost să fiu într-adevăr de ajutor domnului primar Ovidiu Băleanu, prietenului meu Ovidiu. Deci prieten, sunteți prieteni? Suntem prieteni cu foarte multă lume. Să știți, e foarte greu în ziua de astăzi să spui că cineva ți este prieten. Eu cred că Alin este un prieten. În regulă.
Eu știu că domnul Ovidiu Bălan este un tip așa mai încăpățânat. Asta poate fi o calitate, dar poate fi și un defect. Știu că e încăpățânat din punctul de vedere al proiectelor și când își urmărește el un țel anume. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, cum e să lucrezi cu Ovidiu Bălan, un om relativ încăpățânat? Este greu pentru că pretențiile sunt foarte mari. Așa. Cu primarul Ovidiu Bălan nu există sintagma merge și așa. Nu se poate merge decât la sigur. Din cauza asta cam tot ce am accesat am semnat pe finanțări. Pentru că nu merge decât la fix. Și atunci trebuie să fii încăpățânat. Și cred că Orăștia din 2012 a avut nevoie de un om încăpățânat ca să poată să miște lucrurile înainte. Cred că Ovidiu Bălan a fost, este și va rămâne cu siguranță cea mai bună alternativă pentru fotoliul de primar. L-ați instruit bine, domnul primar, domnul vice, l-ați învățat nici bine cuvintele. Cuvintele blare la el, domnul vice, din câte văd eu. De asta spun că dacă sunteți și prieteni și mâna dreaptă fiind, mă gândesc că creierul, nu? Are o, și el un aport la dezvoltarea noastră, cel puțin la dezvoltarea politică. Creierul are un aport la orice tip de dezvoltare. Am înțeles. Vreau să revin la primarul municipiului Orăștia, la domnul Bălan, care se uită așa mai brunat la mine în momentul ăsta, că nu înțelege unde vreau să duc discuția. E foarte simplu. La fotoliu cu ghimpi nu avem discuții înainte. Corect? Și atunci, făcând un... trecem așa, dintr-una într-alta, dar încerc să vă și surprind cu anumite lucruri, pentru că eu zic că din postura de edil îi reprezentați pe oamenii din Orăștie, nu? Orice comunitate are conducătorul pe care îl merită sau care o reprezintă. Și atunci noastră, și când vă duceți, nu știu, la un seminar, la o întâlnire, cum știu, reprezentați Orăștie. Deci reprezentând Orăștie, reprezentați oamenii din Orăștie. Și atunci, domnule primar, la final de mandat, cu ce a mers înainte, spre bine, viața oamenilor din Orăștie sau, de ce nu, investițiile din Orăștie? Ce-i mai bine acum față de 4 ani de zile, de când oamenii v-au acordat încrederea din nou? Am reușit să atragem foarte multe fonduri structurale. Și cred că asta este cel mai important lucru, pentru că rolul primarului nu este doar acela, așa am crezut și eu ca și de asta. Ce? Că o să ajungi primar și o să ai un rol reprezentativ. De cele mai multe ori, rolul meu trece de acel rol reprezentativ și mă face să mă implic pe partea tehnică, pe partea de execuție, să fiu implicat în cele mai mici detalii. Păi ce căutați noastră în partea tehnică? Știți? Și eu am spus, ca și dumneavoastră, realitatea din teren nu este asta, de a fi reprezentativ. Este foarte frumos să vezi primarul doar prin prezența lui la a reprezenta comunitatea locală. Nu, primarul se implică și m-am implicat ce ziceați, din ce? Prima zi. Să aibă tot timpul cravată la el și să fie, mai avem unii contracandidați care tot sunt așa foarte... Sunt curios când vor ieși în teren la 35 de grade ce vor face cu cravatele. Vor transpira. Vă rog. Da, deci acel rol reprezentativ este și el în fișa postului, dar până la urmă este și o parte tehnică și o parte de execuție în care trebuie să te implici. Și faptul că a reușit în anii acestea să atrage în fonduri, pentru că este foarte ușor să vorbești despre proiecte. Vom face proiectul XYZ foarte ușor. De a vorbi, oricine poate și se poate lăuda și poate spune că va face. Problema este cum reușești să implementezi, cum reușești să atragi resursele financiare, cum reușești să găsești liniile de finanțare. Iar cel mai important lucru pentru noi a fost acela de a identifica, de a fi primii care scriu proiectele, de a depune proiectele și primii care implementează proiectele. Dacă este să facem o analiză, suntem într-un stadiu foarte avansat pe toate proiectele pe care le-am câștigat și am reușit să atragem doar pe fonduri europene undeva la 40 de milioane de euro. Nu mai vorbim de alte fonduri, PNDL, PCNI, acum ne chinuim să atragem ceva fonduri și de ce nu să eficientizăm activitatea la nivelul primăriei, astfel încât să putem să avem cât mai mulți bani din veniturile proprii ale primăriei municipiului Orăștie și să le punem pe aceste proiecte de dezvoltare locală.
Păi, bun. Și le-ați identificat, le-ați implementat, ați găsit fondurile necesare. Care ar fi proiectele astea? Sunt foarte multe și am tot vorbit despre ele la diferite emisiuni. Nu mă interesează la cine ați vorbit, eu vă trebuie. Important a fost să găsim echipa care să implementeze. Managerii aceștia de proiect, avem cel puțin 10 manageri de proiect care duc proiecte, sunt oameni foarte tineri, așa cum este viceprimarul, care duc proiecte de milioane de euro în spate, găsesc soluții, semnează pentru ele, sunt responsabil pentru ceea ce fac și am reușit să închegăm o echipă, atât din colegi din primărie, colegi de la spital, de la asistență socială, care i-am format de-a lungul timpului, sunt niște manageri de proiecte foarte buni, care reușesc să facă față cu brio. Bun. Fac față, dar există și eficiență în implementarea lor? Există eficiență și să vă dau doar un exemplu. Pe partea asta de proiecte de reabilitare termică, avem 10 blocuri de reabilitare termică în Orăștie. Pe toate blocurile se lucrează în acest moment, iar la sfârșitul anului vom finaliza toate aceste blocuri. Deci vor fi date în folosință. Sigur, cu problemele lor. Constructorii au probleme foarte mari, trebuie să discutăm cu fiecare pe limbajul lor, trebuie să respectăm regulile care sunt impuse în proiecte, dar uite că am reușit să ducem la bun sfârșit. Iar aceste proiecte de reabilitare tehnică trebuie să continue și următoarele linii de finanțare vom căuta oportunitatea pentru a scrie din nou proiecte și a găsi soluții financiare. Și la ce proiecte vă gândiți dumneavoastră pentru viitor? În primul rând, pentru reabilitarea... Pentru că ați văzut, a ieșit Klaus Iohannis, a spus că din 2021 până în 2027 avem 80 de miliarde de euro. Ale. Știți cum? Foarte important, este foarte important să ne structurăm, să ne gândim în așa fel pe segmentele pe care există finanțare. Să ne canalizăm pe aceste segmente, pentru că nu orice vrei tu să faci este și eligibil, să dă bani pentru ce vrei să faci. Sunt anumite linii de finanțare cu anumite criterii, cu anumite lucruri care trebuie puse, pe care se axează și noi acolo trebuie să mergem. Sigur, sunt clădiri de patrimoniu în Orăștie care trebuie reabilitate. Există infrastructură în Orăștie care trebuie reabilitată și, în primul rând, m-aș gândi aici la aducțiunea de apă, la stația de tratare apă. Sunt lucruri importante pentru comunitate, lucruri care trebuie să intre în agenda oricărui primar. Am înțeles. Totuși, din proiectele pe care le-ați implementat până acum, e vreunul care nu vă place foarte tare sau nu stăți chiar mulțumit de felul în care a fost realizat? Domnule viceprimar, puteți interveni oricând. Eu pun întrebările la modul general. Nu putem spune lucrul acesta, pentru că toate proiectele sunt binevenite și încercăm să le... Altfel nu le-am fi scris, dacă le făceam numai de dragul de a le face. Erau proiecte... Acum o să vă dau un exemplu de proiect care nu mi-a plăcut și nici n-am vrut să-l scriu. Yeah. Era un proiect... pentru aceste centre turistice, centre de informare turistică. E toate în țară a fost un fiasco. Hai domnule, ce nu să-ți începe cu chestia asta? De ce? Deci, păi pentru că se cheltuiau bani publici pe clientele de partid din cauza aia. Cum adică? Se găsea un loc, pentru că în orice proiect se prinde acolo o structură de personal care de această activitate să fie da, sustenabilă. Așa, unul da. Sau doi, dar cine ajungeau în funcțiile alea? Păi nu și aveau eficiență, dar să nu intrăm în detalii. Nu și aveau eficiență. Dar la noastră cine? Cine a ajuns? Dar nu este, pentru că n-am luat aceste proiecte. Am spus, păi nu am vrut să facem, pentru că ne-am dat seama că în momentul de față nu este un lucru care poate fi susținut și care să aibă o continuitate. Păi, dar niște în primul să rând, pentru Orăștie, trebuie să facem infrastructura și trebuie să le creăm obiectivele turistice de vizitat ca să poată să-i direcționăm acolo. Deci până la urmă păi și ce, era vizitat în zona Orăștiei, al doilea, alte da, proiecte vă care, vă care n-aș fi fost mulțumit de ele sunt acele proiecte pentru recalificare. Acolo s-au cheltuit o grămadă de bani. Asta?
recalificare profesională, și s-au făcut cursuri aiurea. Acolo cu toată... s-au spălat o grămadă de bani, nu s-au cheltuit. Ne-asta a spus. Au venit băieții deștepți și au făcut cursuri. Exact, erau firme de băieți deștepți care făceau acele cursuri, în sfârșit se cheltuiau o grămadă de bani din fondurile europene. În loc să puțin mai mare, da. Da, în loc să se ducă direcționat către obiectivele importante ale comunităților locale, către segmentul acesta de rom, de reconversie, de reintegrare în societate. Iar au fost niște proiecte care zic că s-au cheltuit bani fără finalitate, fără efect. Deci acest gen de proiecte nu aș fi fost de acord să scriem pentru că nu ne-ar fi adus niciun plus. Păi v-ar fi adus, de ce să nu vă duc, domnul Bancă? Vă spun eu, scrieți un proiect din ăsta, recalificați cu ghilimele de rigoare vreo 200, venea firma clientelară, mai obținea și dumneavoastră un sprijin, mai ce era așa? Deci, repet, nu am scris aceste proiecte, nu o să scriu aceste proiecte pentru că nu au fost gândite cum trebuie și eu am altă părere și gândesc altfel vis-a-vis de eficiența acestor fonduri. Și eu v-am înțeles ce ați vrut să spuneți, dar, repet, așa gândesc eu și cred că trebuie să mergem în continuare pe a fi primii, prea prevedea ce vor prinde aceste proiecte de finanțare europeană, anticipa care vor fi liniile de finanțare, să ne pregătim din timp, pentru că un proiect se pregătește într-un an, cel puțin un an. Ca să poți să-l depui, astăzi trebuie să-l pregătești cu un an înainte. Pentru că trebuie să faci studii de fezabilitate, trebuie să-ți pregătești bugetul local pentru acel studiu de fezabilitate, trebuie să faci tot felul de studii care intră în componența acelui proiect, care sunt cheltuieli, necesită timp, aprobări, avizări de la ministere, toate aceste lucruri durează și un proiect durează cam un an de zile să-l pregătești. Iartă-ți un pic, domnul Bănă. Noi astăzi sunteți primar PSD, da? Acum este guvern PNL. Îmi spuneți că durează foarte mult proiect. Am mai avut și cu dumneavoastră și cu alții discuții, să nu vă iau la rost pe dumneavoastră, să nu mă înțelegeți greșit. Dar vă spun în același timp, dom'le, aveți deputați, aveți senatori, aveți o grămadă de oameni care au fost și PSD-ul la guvernare. Câtă vreme a fost, nu puteați să-i trageți poștea de mână. Mergeți în fiecare zi la București acolo, scoateți ceva, dați o normativă, o chestie, să reducem birocrația asta, că uite, ne mănâncă melcul, ne întrece melcul până când facem noi proiectul ăla. Înțelegeți ce vreau să spun? Că să reduceți un pic din toate chestiile astea, aviz la aviz, negație de la DSP, că vezi, Doamne, să-ți dea DSP-ul că tu vrei să-ți cumperi bulul de excavator și că n-ai nevoie de la ei, sau alte prostii de genul ăsta, că ați întâmpinat și dumneavoastră cu siguranță astfel de... De să spun ceva, nu ridicați o minge la fileu. Păi bă, vă ridic că dacă astăzi... simțiți că vi ridicată mingea la fileu, da, trageți. Da, suntem la fotoliu cu ghim, știți, și nu vreau să ce? De faptul să-i bag pe alții să spun păi, ce gândesc. Păi pe alții pe care, că aveți și mea să senator și Ovidiu deputați Bălanu PSD. Ovidiu Bălanu a fost singurul primar, cred eu, PSD, care a cerut demisia unui ministru în funcție PSD. Foarte bine, așa, și... Să știți că s-au încercat, s-a muncit foarte mult și pe partea asta. Bun, a cerut demisia ministrului. Și-a dat-o? Știți cum e? Acum... Domnul Bălan, la fotoliu cu ghim spune lucruri pe nume. Nu le cosmetizăm, Deci dacă ne cunoaștem de atâta timp, exact. N-am încercat niciodată să cosmetizez un lucru sau să nu spun ce gândesc. Tocmai de asta vă și întrebăm și întrebăm. Nu este o calitate, de multe ori este un dezavantaj pentru mine și să pentru spun mine ceea ce gândesc și intru în polemică cu... parlamentari și cu alte persoane. Ce nu-mi place vis-a-vis de parlamentari? În primul rând ar fi trebuit să treacă prin filtrul acesta al administrației publice locale. Lucrând într-o administrație publică locală, înțelegând problemele unei comunități, problemele acestea legate de buna funcționare, de ce îi trebuie unui om ca să-și rezolve anumite probleme, cred că l-ar fi ajutat și ar fi putut să ia inițiative astfel încât să vină sprijinul administrației, în sprijinul cetățenilor. Deci, cred că acești parlamentari ar fi trebuit să fie mai deschiși. Ușa mea a fost deschisă totdeauna. Cred că le număr pe degete de câte ori au fost acești parlamentari la mine în birou. Care dintre ei? Ai dumneavoastră sau ai lor? Păi ceilalți n-au fost niciodată.
N-am înțeles. De la alte partide n-au fost niciodată. Așa. La să mă întreb o dată, să bată la... Așa, e dumneavoastră? De câte ori au fost? Le număr pe degetele, de la o mână. Hai să păi fiu. De ce? Că dumneavoastră aveți, din câte știu, o relație bună și cu domnul ministru, care voi ești președinte de partid, și cu doamna Natalia, care e deputată. Nu știu cum e relația cu... Știu cum e relația cu Răzmăriță. Deci, cum adică? Deci... Vis-a-vis de problemele administrației locale am discutat acum. Nu am avut nicio întâlnire să mi se ceară, domnule, hai să vedem cum rezolvăm lucrurile astea. Foarte rău, dar nu ați cerut-o. Foarte rău. M-am întâlnit de multe ori, recunosc, cu domnul Nistor, da? Și am avut discuții vis-a-vis de proiecte, de ce ar trebui făcut, de mai ales în perioada în care domnul Nistor era președinte al Consiliului Județean. Deci lucrurile acestea de informare și de dialog cu el au fost de mai multe ori. Dar să vină la mine în birou să ne întrebe, domnul primar, noi parlamentarii județului Hunedoara, uite, ne gândim să facem o inițiativă legislativă să scădem birocrația pe segmentul achizițiilor, dau și un exemplu, care e cea mai stufoasă și cea mai greoaie dintre toate problemele pe care le are administrația publică. Cum ar trebui să facem? Nu veni nimeni să ne întrebe. Ce trebuie aviz de la Ministerul Culturii, de la Comisia Națională să se întoarcă, iar la Comisia Națională după aia să-mi dea aviz și pe proiectul tehnic, deci foarte greu. De ce ne trebuie? Deci dacă trebuie să iei un aviz de la CFR, vreau să spun că durează cel puțin 6 luni de zile. Deci două instituții de stat, primăria, administrație publică locală și CFR-ul, care este tot așa firmă de stat, în subordinea Ministerului Transporturilor, îți dă avizul după 6 luni de zile. Se poate așa ceva în țara asta, când lucrurile funcționează online, merg în câteva secunde dintr-o parte în alta, să dureze 6 luni. Trebuie să meargă acolo, să meargă la București, să toarcă acolo, să vină pe teren, să meargă pe teren. Deci, o nebunie. Deci, până la urmă, lucrurile ar trebui să se schimbe în direcția asta și asta ar trebui să facă parlamentarii. Parlamentarii nu merg acolo să numai să ridice mâna, parlamentarii merg în Parlament să inițieze proiecte de hotărâre și în principal ar trebui să întrebe comunitățile locale care sunt problemele și ce ar trebui să facă ca să le rezolve. Și de ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Eu cred că ar trebui să-i puneți pe ei aici, pe fotoliu cu ghim și să-i întrebați pe ei. Dar să știți că nu sunt mulți primari care spun lucrul ăsta, pe care mi-l spuneți dumneavoastră. Pam, pam. Nu, eu nu zic. Nu, asta este. Dar, haideți să mergem mai departe. Aceste proiecte care noi le-am scris administrația publică locală și o să trec eu acum într-o problemă directă a administrației publice locale și în implementarea proiectelor și în realizările care noastre. Care ar fi asta? Ce problemă este? Ia să nu, problemele care, cu care ne confruntăm, acestea de implementare a proiectelor, ar trebui modificate legislația. Și toate aceste proiecte pe care noi le-am scris trebuie să fim într-un fel sprijiniți. De ce? Și revin situația. E vorba de bani. Toate primăriile au scris aceste proiecte având o cotă de cofinanțare. La începutul anului se întocmesc bugetele locale. Ele se structurează pe venituri și cheltuieli. Dacă se păstrează pe parcursul anului veniturile, clar poți să-ți faci cheltuielile. În momentul în care apare o criză sau o pandemie, cum a fost anul acesta, veniturile la administrație locală sunt mult mai mici. Aici trebuie să găsească parlamentarii o soluție de a ne sprijini guvernul României, astfel încât aceste proiecte să poată fi implementate. Pentru că noi am gândit, am luat împrumuturi, ne-am gândit cum să ne susținem aceste obiective de investiții. Dar dacă lucrurile și veniturile la bugetul local nu sunt cele previzionate la începutul anului, normal că ai probleme la implementarea proiectelor. Da, înțeles. Vă mai dau un exemplu. CEC-ul este o bancă de stat. Ne-am bucurat și noi când am reușit să accesăm două linii de finanțare pentru a cofinanța aceste proiecte. Foarte greu se lucrează cu această instituție de stat. Le-am și spus, domnule, la prima emisiune la care o să ajung, o să spun în public că foarte greu se lucrează cu dumneavoastră. Păi?
Păi aveam, hai să vă dau un exemplu. Capital de stat, parcă, nu? Aveam trei obiective de investiții pentru care am luat finanțarea. Așa. Da? După ce s-au semnat contractele, în momentul în care se implementează proiectele, sigur că s-au făcut, există niște diferențe de sume vis-a-vis de tragerile pe care avem nevoie pentru a cofinanța aceste proiecte. Ei nu vor să ne lase să mutăm de în interiorul sumei trase, nu vor să ne lase să facem mutări între proiecte. Adică dacă am nevoie de 3 milioane de lei da, pentru anvelopare blocuri și n-am folosit 3 milioane de lei, da, aș vrea diferența să o mut pe zone verzi, dau un exemplu, corect, pe alt obiectiv de investiții. Da? Da. Tot pe fonduri europene. Nu mă lasă să mut acele sume. Păi de ce? Nu înțeleg. Eu le-am spus că este un abuz și o să-i dau o judecată pentru lucrul acesta. I-am chemat la discuții, nu s-a găsit nici în acest moment o rezolvare. Da, asta astăzi e numai la dumneavoastră sau în general cei care lucrează? Am avut problema asta și Hunedoara, să știți. Și Hunedoara a avut și mai sunt și alte primării din țară care au avut problema cu cecul. El a câștigat, a fost o licitație de da. Oferte. El a câștigat și uite, ne găsește tot felul de piedici pentru a implementa proiectele. Dumneavoastră, când ați venit în emisiune, mi-ați adus niște imagini pe care le-am dat în regie, nu cred că s-au dat până acum, ale unor obiective, cred că, nu? Ale unor investiții realizate. Despre ce e vorba în imaginea acelea? Este vorba despre zona centrală. Avem 4 obiective de investiții pe zona centrală. 2 dintre ele au fost finalizate proiectele tehnice și avem 2 filmulețe în care sunt prezentate modul cum va arăta, sunt prezentate aceste obiective, cum vor arăta dacă la final. Dacă poate regia zona centrală, da, un obiectiv este zona centrală, un obiectiv care are o valoare de 5 milioane de euro, transformarea radicală într-o zonă pietonală, realizarea unui parcaj. Ați luat formele lui Băbuțanu, vreți noastră pietonală? Nu, diferă foarte mult arhitectura. Cred că sesizați lucrul ăsta. Da, arhitectura Orăștiei diferă. Da, nu să aveți deja un bulevard acolo, un fel de pietonală. Da, avem o pietonală, dar doar pe jumătate din zona centrală, iar în jurul catedralei urmărim să facem și să implementăm acest obiectiv de investiții. Tot în acest 5 proiect, milioane de euro, ziceți dumneavoastră. Da, se înlocuiește toată infrastructura, apă, canal, se realizează o parcare cu aproape 200 de locuri de parcare. Am achiziționat un teren de 7000 de metri pătrați pentru realizarea acestei parcări și fântâni arteziene, deci un proiect foarte frumos, am ținut foarte mult, am lucrat undeva la 6 ani de zile la acest proiect, vreau să spun. A fost foarte multe avize de obținut. Au fost și foarte mulți care ne-au băgat bețe în roate. Ce fel de bețe? Păi, ascuțite, verzi, uscate, ce fel de bețe? Bețe în roate. Cât de mult au funcționat bețele? Înseamnă că hai să mai întindem un pic termenele ca să nu poată fi implementate unele proiecte. Așa, și de când va fi implementat proiectul ăsta? Proiectul a început, este dat ordinul de începere a lucrărilor. Și au început anul lucrurile? Acesta, anul, nu, încă nu au început, anul acesta vor începe cu demolarea și cu realizarea parcajului în incinta societății Activitatea Goscom, un teren din zona respectivă l-am achiziționat pentru a putea fi realizată o parcare. Am înțeles. Deci astea erau fotografiile pe care... Da, tot pentru zona centrală avem un obiectiv de investiții cu fonduri europene de 5 milioane de euro, Cetatea Orăștiei și lași pe Alin să vorbească despre Cetatea Orăștiei. Un proiect de 5 milioane de euro. Avem, acest proiect are 2 componente, Cetatea Orăștiei și 4 străzi. Nu, are 2 componente, Cetatea Orăștiei și 4 străzi adiacente care vor fi modernizate. Alin, dacă vrei să spui despre Cetatea Orăștiei... Așa, e că nu vrei, Alin, să spui despre Cetatea Orăștiei. Eu, la bază, sunt profesor de istorie și da? Face plăcere okay. că în echipa de conducere a primăriei reușim să scoatem un,
un frumos centru istoric în evidență. Ce se vrea în față la Catedrala Municipală, să spun așa, pe primul proiect pe care l-au văzut telespectatorii, nu este o pietonală, este o piațetă. Se pune practic în valoare printr-o piațetă un ansamblu de clasă A, din punct de vedere al importanței istorice. Partea de cetate, cetate medievală nu face altceva decât să aducă orăștia acolo unde este locul, în județul Hunedoara, în ce privește poarta cea mai de vest a așezării sașilor în partea de sud a Transilvaniei. De la Orăștie înspre Deva nu o să mai întâlniți comunități săsești sau centre cu această dispoziție deosebită pe care o are centrul municipiului Orăștie. O punem în valoare și cu siguranță nu va exista un municipiu în județul Hunedoara care să se poată mândri cu astfel de arhitectură și cu astfel de proiecte puse în valoare. La fel cum domnul primar lângă cetatea medievală, un proiect la care a ținut foarte mult, apropo de, noi nu facem centre turistice, dar facem muzee, Muzeul Civilizației Dacice, împreună cu Consiliul Județean, este singurul muzeu al civilizației dacice din țară, este un proiect de suflet pentru noi și pentru orăștieni. Și să știți că Orăștia va fi pusă pe hartă la nivel național și la nivel european. Tătă Dumnezeu! Deci acest obiectiv al Muzeului Civilizației Dacice are o valoare de 5 milioane de euro și acest proiect. Da, deci nu am să cu 5 milioane, frate. Păi atât a fost maximul care s-a putut finanța pe, pe această linie, deci 5, pe această 5. Componentă. Așa, 5, ok. 5. Eu mai și glumesc. Deci 5 milioane pentru zona centrală, 5 milioane pentru cetatea Orăștiei, 5 milioane pentru Muzeul Civilizației Dacice împreună cu cele patru străzi, și încă 5 milioane pentru centru cultural, Casa de Cultură, împreună cu Strada Dacilor. Casa de Cultură. Casa de Cultură din Orăștie. Deci 20 de milioane de euro investiți în zona centrală a municipiului. Dar de ce ar mai băga cineva 5 milioane de euro în Casa de Cultură de la Orăștie? Ce activități culturale desfășurați noastră acolo? Păi asta se urmărește, dezvoltarea. Orăștia a fost capitala culturală a județului Hunedoara și ne-a plăcut să spunem și așa a și fost. Dorim să revigorăm această componentă și proiectul vizează în primul rând, se demolează o parte din această clădire, va fi construită o clădire nouă. O să expunem zilele următoare fațadele acestei clădiri ca să vadă cetățenii din Orăștie și vom face și o consultare vis-a-vis de cum și-ar dori ei să vadă acest centru cultural. Partea din față, care este monument, nu se poate demola și nici nu ne dorim acest lucru. El va fi reabilitat și modernizat. Deci va veni o vreme în care vom lăsa, adică nu total la o parte, dar nu va mai fi prioritar infrastructura și turnarea covoarelor asfaltice, înlocuirea rețelelor de canalizare de apă și va trebui să ne axăm și pe partea aceasta culturală, care este o componentă a vieții sociale. Și ne-am dorit acest proiect. A fost mai greu să găsim sursa de finanțare, până la urmă am găsit. Sursa de finanțare, cum am spus, are anumite reguli. A trebuit să cumpărăm o parte din această clădire care nu aparținea la momentul respectiv primăriei municipiului Orăștie, era o societate comercială, a cumpărat o parte din această clădire. Cum am spus, am cumpărat și un teren adiacent pentru parcare. Deci s-a lucrat mult la aceste proiecte. Dacă este să vorbim de partea de cetate, și acolo am demolat anumite clădiri parazitare care erau pe zidurile cetății. Am cumpărat o clădire și am demolat-o, care tot așa era lipită de zidul cetății, pentru a pune în valoare mult mai mult acest obiectiv, cetatea Orăștiei, și sigur că urmează și alte proiecte. Se va termina niciodată. În incinta cetății este o biserică, o rotondă, care trebuie pusă în valoare. De secolul X. De secolul X, da. Cea din Gioagiu și cea de la Orăștie sunt dintre cele mai vechi biserici de zid din România.
secolul 10. Biserici de zid? Da, da. Uite aici pe biserică mine m-ați pierdut, da. Pentru că nu sunt familiarizat cu acești termeni. Mai avem maxim 5 minuțele din emisiune. Trece timpul destul de repede. Și vreau să vă întreb pe amândoi. Acum, la final de al doilea mandat pentru dumneavoastră ca și primar și de probabil primul mandat de viceprimar, dumneavoastră, domnule primar, dumneavoastră, domnule viceprimar, sunteți mulțumiți de ceea ce ați reușit să realizați până acum? Categoric suntem mulțumiți și zilele trecute ne uitam pe un pliant de campanie cu care am venit în fața cetățenilor din Orăștie și bifând așa la rând toate obiectivele de investiții, am ajuns la concluzia că 90% au fost atinse și unele dintre ele chiar finalizate. Deci 90% din ce ați promis? Din ce am promis a fost cel puțin tangențial atins. Sau se va atinge în perioada următoare? Sau se va implementa, dar 90% va fi realizat. 90% va fi realizat. Din ceea ce am promis va fi realizat. Și restul de 10% ce le-ați realizat, de exemplu? Și includem în aia 10%. Ne-am gândit la momentul respectiv că o să facem o pistă de biciclete. Așa. Se putea pe primul por. Da, se putea. La al doilea por nu a fost eligibilă cheltuiala aceasta cu pista de biciclete. Am făcut o parte pe buget local din această pistă de biciclete, dar nesemnificativ de cât ne propusesem inițial. Ne-a mai propus un sens giratoriu la intrarea în Orăștie. În momentul în care am chemat proiectanții să ne facă licitația pentru acel sens giratoriu, am descoperit că de fapt nu era tot pe teritoriul administrativ al Orăștiei și a trebuit să facem o reașezare a terenurilor, o înțelegere cu primăria Turdaș, să trecem o parte din teren pe Orăștie ca să nu fim două UAT-uri. Este clar intrarea de la Chimica și de la Arsenal par din Orăștie și este o poartă de intrare în Orăștie și trebuia modificată. Bun, ați mai avut dumneavoastră tot felul de probleme, v-ați solidarizat, v-ați dat cu cetățenii, vă spăra foarte tare mirosul din Orăștie. Ce s-a mai întâmplat cu povestea asta? Mai miroase? Acu' e da, mare, e cald. Nu s-a rezolvat. Păi s-a dat legea mirosurilor între timp. Și da. Aveți pârghii? O să vedem dacă avem pârghii. Aveți. În momentul de față sunt doar în teorie. Să vedem dacă le putem aplica, așa cum au fost scrise în proiectul Parlamentului României. Păi a trecut, e promulgată, pa! Stai să vedem normele de aplicare. Dumneavoastră le-ați văzut normele de aplicare? Nu le-am văzut, dar scrie acolo anumite lucruri. Când o să vedem, proiectul de hotărâre are și norme de aplicare, orice proiect de hotărâre. O să vedem dacă normele de aplicare se pot închide aceste societăți, dar nu este de dorit. Repet, o să intrăm iar într-o discuție. Noi nu vrem să închidem aceste societăți. Noi vrem să respectăm tehnologia astfel încât mirosurile să nu mai ajungă în Orăștie. Adică acolo sunt locuri de muncă, sunt oameni care, familii care depind de aceste locuri de muncă. Nu vrem să închidem, nu este un obiectiv. Dar introducerea acelor dejecții în sol, încorporate în sol, cred că trebuie să fie una dintre tehnologiile astfel încât să nu facă posibil să vină mirosurile pe oraș. Locuri este de muncă obiectiv. În Orăștie sunt? Locuri de muncă sunt în Orăștie. Avem un sondaj, n-aș vrea să intru în detaliile acestui sondaj, pentru că am făcut un sondaj. Nu mă interesează sondajul, spuneți-mi dacă sunt sau nu. Ce interesează, să știți că a ieșit pe locul 4 locurile de muncă. Așa. Iar deci orăștienii nu sunt interesați în primele 3 de locurile de muncă. Și pe primele 3 ce erau? O să vă spun la altă emisiune. Ia spuneți-mi acum, măcar pe primul loc ce era. O să vă spun la altă emisiune. De asta m-ați întrebat toate lucrurile. Pe primul loc ce era? Suntem toți pe fotoliu cu ghimbe. Pe primul loc este sănătate. Sănătatea interesează. Sănătatea este pe primul loc. Locurile de muncă. Deci avem câteva societăți comerciale care se dezvoltă. Avem o societate comercială care a venit în Orăștie, a achiziționat altă societate, este un concert care este lider mondial, se dezvoltă, a mai cumpărat în momentul de față două capacități de producție, se dezvoltă în zona respectivă, se va muta acolo și va aduce pe acea platformă undeva la 6-700 de locuri. Pentru cât timp? Ce se întâmplă? Începe școala la Orăștie sau nu?
Începe școala, o să vedem cum. Bun, nu înțeleg începe, de ce ministerul nu ia o decizie să ne transmită foarte clar care este direcția în care să mergem. O bâșbuie așa pe lateral un pic. Păi, vor veni elevii la școală, dar ne gândim cum să facem să nu se întâlnească între ei sau cum. Da, nu se poate așa ceva, dar nu se poate face nici școală online. Eu nu sunt de acord cu școală online. Le-am și spus la întâlnirile pe care le-am avut cu directorii de instituții din Orăștie. Nu sunt de acord. Eu vreau să fie școală făcută așa cum am făcut și noi școala, cu toate măsurile de siguranță, să ne luăm toate măsurile de siguranță, să vedem ce mai putem face pentru școli, astfel încât să prevenim îmbolnăvirile, dar școala trebuie făcută în instituția de învățământ, nu online, așa. Eu nu cred în acest sistem. Poate generațiile care vor veni vor înțelege acest sistem, eu nu-l înțeleg și nu înțeleg, dar mă rog. Nici mai... cadre didactice pregătite nu avem pentru așa ceva. Ei sunt învățați cu un alt tip de predare. Nu cu sistemul online unde elevul își închide camera și poate să facă orice sau își pune spatele, o imagine pe loc. Sau își pune o imagine și cu asta basta. Profesorii nu au cursuri în sensul acesta. Elevii nu sunt învățați sub forma asta. Nu avem manuale. Păi poate că țara ne vrea proști până la urmă și asta este... Da, mă rog, nu vreau să ajungem la vreo teoria conspirației că nu sunt adeptul lor. Dumnezeu nu, trebuie, ce va fi. Trebuie să ne gândim că trebuie să ajungă în anumite funcții, oameni competenți, oameni Domnul Bălar, deci discutam cu cineva la un moment dat care îmi spunea o poveste și că este pe final de emisiune, că bă, ce povestea asta? Dincolo învață ăștia cu tabletă, cu nu știu ce tastează acolo, zic, bun, dar cu scrisul de mână, păi ce nevoie mai are de scris de mână? Cum o să știe să scrie de mână? Cu mâna, să știe să scrie, că asta se întâmpla cu nu știu câți ani. Scrieai pe pere. Păi și care e problema? Eu am făcut caligrafie. N-am pretenția să mai facă copiii caligrafie în școală. Dar băi, frate, să înveți să scrii. Dar trebuie să știe cel care învață cum să învețe să scrie direct pe corect. Iar asta nu se poate face online. Și nu de azi pe mâine, cum vor ei. Exact. Adică nu, cum faci ore online, cu copilașii ăștia de... Mai este în școală clasa pregătitoare. Sigur, zero. Clasa zero. Cum îi înveți pe la fel? Bastonaș cu nu știu ce, cu nu știu... Mă rog. Părinții vor trebui să stea cu copiii, dar și așa e foarte greu, care au timp, care pot să facă. Deci scoate păi oamenii... Acum plătește să... Învățământul este, cum e, obligatoriu și gratuit, parcă până la nu știu cât. Păi mă plătește pe mine statul român ca să fac și pe învățătorul, că despre ce vorbim aici? E obligația statului până la urmă. Eu spun că este o strategie greșită, nu? Sau cel puțin, din punctul meu de vedere, nu există strategie și sunt puși oameni care n-ar trebui să fie acolo. Nu e, Bălan, atâta vreme cât pe funcții sunt puși oameni care n-au luat nici măcar bacalaureatul, n-avem cum să avem pretenții de la anumiți indivizi care ne guvernează, culmea, să ducă lucrurile înspre un făgaș normal. Domnule viceprimar, domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Nu mai avem timp, l-am și depășit. Poate altă dată... O să vorbim politic altă dată. Dacă eu vreau, dacă nu vom vorbi administrativ. Eu... Asta e. Încă o dată, mulțumim pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes și multă sănătate. Mulțumim și noi. Stimați respectatori, Ovidiu Bălan, Ovidiu Laurențiu Bălan, primarul municipiului Orăștie, și în același timp Țambă Alin Adam, viceprimarul municipiului Orăștie, au fost invitați în fotoliu cu ghimbi. Adrian Simon, mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu noi numai bine.